Caz incredibil, în justiție o persoană decedată a declanșat procedurile de executare silită împotriva unei familii de vârstnici din Ilfov. Femeia, care a câștigat procesul de revendicare a terenului pe care se află casa celor doi bătrâni, a murit între timp și nu a avut moștenitori. La 11 ani de la câștigarea procesului, cel care a reprezentat-o în instanță pe femeie vrea să îi dea afară din casă pe bătrâni, dar în numele persoanei trecută în lumea celor drepți. Lucru interzis de lege. Aflați întreaga poveste chiar acum. Acești bătrâni au trăit de curând spaima vieților. Au primit o înștiințare de la un executor judecătoresc din care au aflat că au 8 zile la dispoziție să evacueze casa în care locuiesc de 50 de ani. Mai repede aș muri decât să văd că mi-e altul casă. Cei doi bătrâni au cumpărat terenul de 1000 de metri în județul Ilfov în 1973, pe care au ridicat și o casă. Pe timpul ăla, în 73, pe timpul lui Ceaușescu, nu se făcea acte cumpărare. Și noi ce am putut să cumpărăm? Pe chitanță, de mână. În baza chitanței, primăria le elibera certificatul de rol fiscal, plătind astfel în fiecare an impozitul pe teren și pe casă. Dar coșmarul lor a început în 2005, când fosta proprietară i-a dat în judecată, printr-un mandatar, pentru a intra în posesia terenului de sub casa lor. Fosta proprietară l-a mandatat pe acest om ca să o reprezinte în instanță și, dându-ne pe noi în judecată, ne-a câștigat terenul de 1000 de metri. Pentru că noi n-am avut cu ce să ne justificăm. Primăria le-a pierdut chitanța din 73, actul care putea demonstra că terenul este al lor. Așa se face că în 2006 au pierdut definitiv terenul și implicit casa construită ulterior. De la 14 ani am muncit, am strâns bani pentru nuntă. Cu banii după nuntă am cumpărat materiale de casă. Nu ne-am dus la munte, nu ne-am dus la mare, nu ne-am dus nicăieri, am strâns banii și ne-am făcut casa asta. După 50 de ani ca să ajungi pe drum. După câștigarea procesului, nu a venit însă nimeni să pună în executare decizia instanței, iar în 2009 fosta proprietară a murit, neavând moștenitori. Dar acum, la 11 ani de la câștigarea procesului și la 8 ani de la moartea femeii, mandatarul a mers la un executor judecătoresc și a demarat procedurile de executare silită pentru a-i evacua pe bătrâni. Totul în numele unei persoane decedate, acest lucru fiind ilegal. Dacă vorbim, nu vorbește cu noi. Ne întoarce spatele și face ce știe el. Ne povestește doamna Florica, plină de emoții la gândul că ar putea rămâne fără munca de o viață. Practic, discutăm de o situație, cel puțin din punctul meu de vedere, cumva în premieră, pentru că n-am mai întâlnit oameni morți care să execute pe cei vii. În momentul de față, se pare că inclusiv instanța de judecată, cel puțin la o primă părere, ne-a dat dreptate, în sensul că a suspendat executarea silită. Dar problemele nu se încheie aici pentru cei doi bătrâni. Când o persoană fără moștenitor decedează, bunurile ei trec în posesia statului. Astfel, bătrâneii vor mai avea o luptă de dus. Cred că vom deschide inclusiv un proces tocmai pentru recuperarea terenului pe care l-a pierdut debitorul în 2006. Până atunci, cei doi bătrâni se vor ruga și vor aștepta un semn divin.